mergem mai departe și vorbim acum despre o dietă minune pe care a ținut-o invitata mea, Sarmiza Andronic. Cum a slăbit Sarmiza 11 kg, ne spune chiar acum, pentru că sunt sigură că multe doamne și domnișoare sunt interesate și avem și pregătite niște imagini foarte drăguțe de tipul înainte și după cu mai multe celebrități. Să vedem imaginile. Într-o atmosferă plăcută. Da, o să vă corectez. Nu vorbim despre o dietă minune. Cuvântul dietă nu mi se potrivește la ceea ce fac eu acum. Este foarte adevărat, am slăbit 11 kg în 2 luni jumate, dar este vorba despre un nou mod de viață, despre alimentație mediteraneană pe care am învățat-o, mă rog, sub îndrumarea, iată, a unui nutriționist grec, care m-a învățat exact cum să mănânc corect și mai ales m-a educat în ceea ce privește alimentația. Deci nu va fi o alimentație, nu va fi un mod de viață pe scurtă durată, ci pe o durată lungă de timp și sper să fie în regulă. Mai ales pentru că de-a lungul timpului am ținut mai multe diete, asta nu este o dietă, deci am ținut mai multe diete și n-au funcționat și de fiecare dată m-am întors la kilogramele pe care le-am avut. Și să lăsăm imaginile, vă rog, pe tot ecranul, să vedem clar că se poate să avem parte de rezultate spectaculoase, da, dacă ne schimbăm puțin stilul de viață. Mai dă-ne totuși câteva detalii, nu țin așa secret totul, pentru ce mănânci dimineața, seara, la prânz? Mănânc un mic dejun special, foarte bun de altfel, numai că cred că secretul este în acele gustări care vin după 3 ore pe care, mă rog, pe care eu le las să treacă între mese. Mănânc foarte multă verdeață, foarte multă salată, nu renunț nicio secundă la proteină. Proteina, așa m-a învățat pe mine nutriționistul meu, trebuie să fie cât palma, da, și groasă la fel. Și am mare grijă cât de multă apă beau, ce legume mănânc. Este foarte important pentru că, uite, eu nu am voie să mănânc, de exemplu, roșii, da, în acest moment. Deci mănânc tot ce este verde și nu sufăr deloc de foame. Eu cred că este foarte simplu de găsit ce înseamnă această alimentație mediteraneană. 11 kg în 2 luni și jumătate, da, este foarte mult. Da, este foarte mult, dar mă simt foarte bine în pielea mea și mi se pare că și am un alt tonus. Da, mă bucur, asta am văzut deja, am văzut și nu știam ce s-a schimbat la tine, că nu părea așa per total că ai fi avut nevoie să slăbești. Și totuși ai fost o apariție surprinzătoare. Uite, mă bucur că ne-ai împărtășit rețeta. Uite ceea ce spui tu acum, că nu, mi-au mai spus și alții, nu cred că tu ai avut nevoie să slăbești. Asta înseamnă că ori am fost eu suficient de atentă la felul în care m-am îmbrăcat, ori poate doar în anumite părți ale corpului era nevoie de asta. Dar mă simt foarte bine și ceea ce este foarte important, că am fost la medic, da? Deci am fost la nutriționist, foarte să ne înțelegem. Da. Nu după ureche. Nu se face nimic aiurea și nu se face după ureche și informațiile nu se iau de